Haideți să continuăm să învățăm din Sfintele Scripturi, din tema noastră proroci și prorocii, luând alți doi proroci în această după masă. Este vorba de Amos și Obadia. Să luăm mai întâi pe primul, Amos. Scrie el în primul verset al cărții sale: cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Roboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ. A trăit așadar acest proroc în vremea lui Roboam al doilea, un împărat despre care putem să citim în a doua carte a împăraților, capitolul 14, că a fost al patrulea din dinastia lui Jehu, un împărat foarte prosper în Israel, un împărat care a recucerit unele teritorii, le-a reanexat la Israel, 2 împărați 14 cu 25, a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, apoi citim și 28, celelalte fapte ale lui Roboam, tot ce a făcut el, isprăvele lui la război, cum a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul, care fusese ale lui Iuda, nu sunt scrise oare acestea în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Un împărat mult mai puternic decât cei dinaintea lui. Un împărat sub care Domnul a dat izbânzi. Pe deasupra, citim în cartea profetului Amos, în capitolul 7, că la Betel, unul din centrele de bază din Israel, din centrele religioase, era pe vremea aceea un preot pe nume Amația. Capitolul 7, Amos, versetul 10. Atunci Amația, preotul din Betel, și versetul 13, i-a zis: nu mai proroci la Betel, care este un locaș sfânt al împărăției și este un templu al împărăției. În vremea unui împărat puternic, cu un preot care declara despre Betel că este un locaș sfânt al împărăției, apare acest proroc, care spune despre sine, versetul 14, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt. La curtea unui împărat, la un templu sfânt, sacru, cum îl considerau ei, apare un cioban cu profeții în numele Domnului. Cât despre celălalt proroc din această după masă, Obadia, parcă este și mai mic, de altfel cea mai mică carte a Vechiului Testament este Obadia, nimic despre originea sa, nicio altă datare, decât că este un glas al Domnului care vorbește pentru Esau și pentru Iacov, cei doi fii al lui Isaac de demult, ajuns acum fiecare dintre ei câte un popor, câte o țară. Așadar, avem de-a face cu doi proroci mici, și trecuți în Biblie ca proroci mici, cât și doi oameni mici în Israel care s-au ridicat și au vorbit în numele Domnului. Haideți să îl luăm acum pe primul, pe Amos, așa cum i-am luat de fiecare dintre ei, uitându-ne mai întâi la câteva lucruri din viața sa. Un frate avea următorul obicei: când mergea cineva să predice sau un proroc, mai îl întreba cum îl cheamă, câți ani are, de unde este, câteva date despre el. Hai să ne uităm și noi la câte ceva despre Amos din ceea ce spune Biblia în cartea sa. Citim în 1 cu 1, sau deja am citit, că a fost originar din Tecoa, undeva în pustia lui Iuda, nu departe de Betleem. Ca și profesie, tot aici scrie că el era păstor, și am amintit deja din 7 cu 14 că mai strângea smochine de Egipt. Aceasta a fost profesia sa. Activitatea sa, deși era originar din Iuda, și-a desfășurat-o în Israel, că scrie în 7 cu 15,
Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. S-a dus la Betel să prorocească. Amintiți-vă că în prima carte a Împăraților, în capitolul 13, a mai fost un proroc din Iuda trimis la Betel, pe vremea celui din tâi Ieroboam. Acesta a fost sub cel de-al doilea Ieroboam, tot trimis din Iuda la Betel să prorocească. Cât privește felul în care s-a derulat viața sa, el a avut o viață nu ușoară, mai întâi ca muncă, și apoi o viață de prigoană. N-a fost felicitat pentru ceea ce a făcut, ba dimpotrivă, scrie aici, începând cu versetul 10, că i-au raportat împăratului Roboam, Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel, țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Versetul 12, pleacă văzătorule, fugi din mănâncă spâinea acolo și acolo prorocește. De altfel, el spune în capitolul 2 al cărții sale, de la versetul 11, că n-a fost aceasta numai soartea sa. Cam așa a făcut Israelul cu cei mai mulți dintre proroci, 2 cu 11 și 12. Domnul a ridicat proroci din fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa copia lui Israel, zice Domnul. Iar voi ați dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-ați poruncit. Nu prorociți. Așa s-a derulat viața sa. Însă, haideți să ne uităm la activitatea sa, la activitatea acestui om al lui Dumnezeu sub Ieroboam și Ozia în Iuda. Uitându-ne mai întâi la câteva caracteristici ale vieții sale. Mai întâi să vedem forma în care el primea mesajele de la Dumnezeu. Există această întrebare uneori pentru proroci. Cum primesc mesajele? Unii au vedenii, alții au alte descoperiri noaptea, alții au glasul Domnului. În diferite forme vorbește Dumnezeu oamenii. Să vedem forma în care primea Amos mesajele de la Dumnezeu, unul cu unul. Vedenile pe care le-a avut despre Israel. Deci Amos avea vedenii. Și începând cu capitolul 7 al cărții sale, vom vedea noi la momentul potrivit, el a avut, aici sunt descrise, 5 vedenii pe care le-a avut. 5 vedenii și cu explicațiile necesare. Pe lângă vedenii, citim de exemplu 9 cu 1, am văzut pe Domnul stând pe altar și a zis, lovește pragul de sus. Și mai citim, uitați-vă și în stânga, pe pagina, în capitolul 7, versetul 2, am zis, Doamne Dumnezeule, iartă, atunci Domnul a zis, nu se va întâmpla una ca aceasta. Pe lângă vedenii, Amos și auzea glasul Domnului și chiar dialoga cu el în explicarea anumitor lucrări pe care le primea. Cât privește datoria prorocului de a proroci, el a fost luat de la oi ca și concentrat, cum ar fi dus cineva în armată. El spune în 1 cu 2 un cuvânt foarte profund. El a zis, Domnul răgnește din Sion. Glasul lui răsună din Ierusalim, pășunile păstorilor jălesc și vârful Carmelului este uscat. El a fost luat, nu neapărat cu forța, dar atât de puternic a fost glasul Domnului în mintea lui, în urechile lui și în inima lui, încât i s-a părut că Domnul răgnește și n-a putut să tacă și să nu prorocească. Rețineți ce spune și în capitolul 3 al cărții sale, 3 cu 7 și 8. Nu, Domnul nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor să-i proroce. Leu răcnește, cine nu se va speria? Din nou folosește această expresie a răgnirii. Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Pentru Amos, glasul Domnului care trimite oamenii să prorocească era asemănător cu răgnetul unui leu. Și el ca păstor, am citit aici în 1 cu 2, că toate pășunile pentru el erau uscate și păstorii jăleau și n-a mai putut să reziste. Și a trebuit să meargă să transmită mesajul Domnului atât de profund și atât de pronunțat era în viața lui acest mesaj. Atât de clar percepea el vocea Domnului. Pentru el nu era că oare a auzit sau n-a auzit ce a spus Domnul. Ba dimpotrivă, cum spune psalmistul, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit el.
ca și cum aș vorbi eu cu o voce oarecare și o stație să-mi amplifice volumul vocii. Cam așa ceva era în urechile și în mintea lui Amos, mesajul lui Dumnezeu. Un alt aspect, o altă caracteristică a lucrării sale a fost faptul că, în general, el a prorocit, așa cum și scrie aici, numai împotrivă. Uitați-vă numai la titlurile astea din capitolul 1, împotriva Damascului, împotriva Gazei, împotriva Tirului și sunt luate mai departe până când finalizează cu împotriva lui Israel. Nu este ușor să prorocești tot împotrivă. Nu este ușor să aduci toți mesajii care nu plac, mesaje contrarii. Dar el le-a și dovedit. De exemplu, citim în capitolul 3, versetul 1, când le rostește ceva împotriva. Ascultați cuvântul acesta pe care rostește Domnul împotriva voastră. Dar apoi spune în versetul 11, de aceea așa vorbește Domnul. El și explică, și pedepsele le explică, își argumentează mesajele sale. De exemplu, în capitolul 5, ascultați cu cântecul acesta de jale pe care îl fac pentru voi. Versetul 9, el aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetăți. Dar de ce? Și apoi din nou se explică, versetul 11, de aceea, pentru că pe săracul călcați în picioare, luați daruri și celelalte păcate care le făceau ei. El străga împotriva lor că acesta era conținutul prorociilor sale. Dar le-a și dovedit de ce strigă Domnul împotriva lor. Dacă strigi la cineva, nu că este indicat să strigi, dar vreau să spun dacă mustri pe cineva, de exemplu un copil a făcut ceva, sau un inferior și îl iei de pe poziție normală, fără să abuzezi de statutul care îl ai. Dar nu este normal să strigi fără să-i spui de ce strigi. Uite, Amos a făcut aceasta, dar le-a și dovedit de ce Domnul face așa, că el de fapt nu era altceva decât glasul Domnului prin care își transmitea Dumnezeu mesajele. Să ne uităm la aceste mesajele sale, la aceste vedenii care le-a avut. Citind mai întâi din capitolul 3, versetul 6. Sau sună cineva cu trâmbiță într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? El era conștient că mesajul său înspăimântă poporul. Și așa este normal când are Domnul un cuvânt greu, un cuvânt de apăsare, de mustrare, să te înspăimânți. Partea a doua versetului. Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? El le spune clar că nenorocirile care aveau să vină peste ei toate vin de la Domnul, numai cu amănuntul din versetul 7. Mai întâi Domnul descoperă, transmite mesajul și apoi vine cu pedeapsă. Ceva asemănător cum ar fi acum în Sârbia, fără să dăm dreptate vreunea dintre părți. Nu aceasta este treaba noastră, luăm doar comparația. Ei anunță că mai întâi bombardează, sirenele sună și apoi vine bomba ca atare. Ei, Dumnezeu este întemeiat în ceea ce face. Oamenii au argumentele lor, nu este treaba noastră politica aceasta. Mai întâi a avut câteva mesaje pentru popoarele din jurul Israelului. Sunt aici șase popoare vecine cu Israel, împotriva cărora Domnul avea câte ceva. Avea un mesaj împotriva lor. Uitați-vă, la fiecare apar acele expresii, pentru trei nelegiuiri, ba pentru patru nu-mi schimb hotărârea. Dumnezeu decisese pedeapsa lor. Și pedeapsa pentru fiecare puteți să o urmăriți, versetul 4, voi trimite foc, versetul 7, voi trimite foc, pedeapsa la aceeași, versetul 10, 12, 14 și 2 din capitolul 2. Voi trimite foc și va mistui palatele, adică mistuiește Dumnezeu cu foc țara, începând cu palatul și până la cei mai de jos locuitori. Putem să vedem în această hotărâre irevocabilă a lui Dumnezeu de nimicirea lor, că tot ceea ce se întâmplă popoarelor, nepocăi sfint, de exemplu ce se întâmplă în diferite țări a globului unde este sabie, după cum spune profetul Ieremia, unii sunt sortiți la sabie, alții la foamete, tot ceea ce li se întâmplă vine de la Dumnezeu. Nu neapărat numai pentru Israel, ceea ce se întâmplă acum în țara vecină, de exemplu, ce se întâmplă în alte țări, este o hotărâre a lui Dumnezeu. Și în mod sigur, prorocilor din Iugoslavia, Domnul a descoperit această lucrare. Nu se poate Domnul să facă ceva, ne spune Amos, și să nu fie profețit.
Toate pedepsele acestea vin pentru anumite păcate ale națiunilor. Și se întâmplă că națiunile păcătuiesc în bloc. Și Israel, când a păcătuit, și uitați-vă și la nivelul națiunii noastre, păcatele sunt așa, păcate de masă, comise în mod larg de cei mai mulți oameni. Dumnezeu suferă cât suferă, își trimite mesajul, dacă oamenii nu se pocăiesc, cum a trimis Dumnezeu pe Iona la niniveni, ceea ce s-ar fi întâmplat în mod sigur cu ninivenii, s-a întâmplat aici cu aceste popoare pe care Dumnezeu le-a pedepsit pentru păcatul lor. În lumea aceasta nu se întâmplă nimic aiurea. Dumnezeu îi lasă pe oameni să păcătuiască, dar din când în când își trimite pedepsele acestea pământești, urmând ca în final să își trimită pedeapsa finală. Merită totuși un aspect să mai precizăm. Vedeți, la câteva dintre ele se fac referiri, de exemplu, versetul 3. De ce pedepsește Domnul Damascul? Pentru a cutreierat Galadul, acesta e o parte din Israel, cutreierătoarea de fier. Apoi, la versetul 6, de ce pedepsește Gaza? Pentru că a luat pe prinșii de război la lui Israel și a dat Domnului. La multe dintre ele, pedeapsa le vine pentru raportul și poziția care au avut-o față de Israel. La multe popoare de acum, pedeapsa Domnului vine peste ele în funcție de ce poziție au față de biserică. Cine se poartă bine cu Israel, cine se poartă bine cu biserica, are un har din partea Domnului. Iar cine nu, poate și pentru aceasta să fie pedepsit, dar și celelalte păcate sunt luate în considerare. Am amintit aceasta doar în scurt. Ceea ce ne interesează este pedeapsa Domnului, profețiile pentru Iuda și Israel, pentru că ele au o lămurire care ne privește și pe noi, pe biserică, acum. Aici, în final, vedeți, apare începând cu versetul 4 al capitolului 2, împotriva lui Iuda, și apoi de la versetul 6, împotriva lui Israel. Mare el mesaje și împotriva lui Ieroboam în capitolul 7 și împotriva prorocului Amația, dar haideți să ne uităm la acestea împotriva lui Israel. Se compun, sau să le împărțim noi, în trei părți. Să privim puțin asupra mustrărilor, asupra pedepselor și asupra motivațiilor lui Dumnezeu. Asupra motivelor, a dovezilor care le avea Dumnezeu în popor ca să obțineze așa. Mai întâi Dumnezeu mustră, înainte de a pedepsi. Aceasta este ordinea logică a lui Dumnezeu. Să ne uităm la mustră. De exemplu, 5 cu 10. Amosii mustra, dar auziți cum priveau ei mustrările. Ei urăsc pe cel ce mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. Apoi capitolul 7, citim de la versetul 4. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpie. Eu am zis, Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare Iacov căci este atât de slab? Atunci Domnul s-a căit de lucrul acesta. Niciuna ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul, și n-a avut loc. Domnul, când își trimite mustrările, este ca un avertisment. Vrea Domnul ca oamenii lui să mijlocească. Ce a făcut Amos aici, a mijlocit pentru popor, când Dumnezeu a spus ce pedeapsă va trimite. Și l-a înduplecat aici de două ori pe Dumnezeu în versetul 3 și în versetul 5 și nu s-a întâmplat. Citim un cuvânt care ne ajută să înțelegem aceasta din Proverbe 6:23. Scrie aici că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Mustrarea este o metodă a lui Dumnezeu prin care vrea să îndrepte pe oameni pe calea vieții, să nu moară. Dacă ei se pocăiesc, atunci Dumnezeu îi iartă.
Dar dacă nu se întorc de la faptele lor, de la viața lor, Dumnezeu este nevoit în final să își trimită pedeapsa și nu mai poate să nu ierte și să nu îi pedepsească. Vrea Dumnezeu ca prorocii și cei implicați să mijlocească, vrea ca cei care sunt vinovați să se întoarcă, dar aceștia nu s-au întors deloc. Pe măsură ce Dumnezeu le-a trimis pedepse, ei nu s-au întors deloc de la faptele lor. De exemplu, citim în capitolul 4, versetul 6, partea a doua. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Domnul i-a mustrat, le-a fost scârbă de mustrare. Prorocul a mijlocit, a mai obținut el ce a obținut, o amânare a pedepsei, o ușurare a ei, dar tot nu s-au întors și ca atare, după mustrări, urmează pedepse. Deci citim în capitolul 4, de la versetul 6. Citim acum versetul întregime. Și eu, de partea mea, v-am trimis foamete în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a plouat și în altul n-a plouat și s-a uscat. 2-3 cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu v-ați potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Vedeți? Dumnezeu i-a pedepsit treptat, nu dintr-o dată. Aștepta să se întoarcă la el, le-a dat o pedeapsă mai ușoară să se trezească. Continuă versetul. 9. V-am lovit cu rugine în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma ca în Egipt, v-am ucis tinerii cu sabia. Am lăsat să vi se ia cai, am făcut să vi se suie în năr duhoarea taberii voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu și a fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Știți ce este aici? Exact ce scrie Biblia în Vechiul Testament, în cartea Levitic, când este vorba despre blesteme. Dumnezeu a spus că blestemele vor veni gradual și pedeapsa se înăsprește. Citim în Levitic 26, de la versetul 14. Vedeți cum se împlinește și binecuvântarea și blestemul din Biblie. 26:14. Dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile și dacă sufletul vostru urăște, că aici este greșeala celor din Amos, urau binele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, atunci iată și începe o pedeapsă. Și acum versetul 18. Dacă cu toate acestea, uitați-vă cum scrie ca în Amos, nu mă ascultați, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult. Întoarcem pagina. Versetul 21. Dacă după toate acestea mă veți împotrivi și nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult. Versetul 24. Din nou, de 7 ori mai mult. Versetul 28. De 7 ori mai mult. Dumnezeu de fiecare dată amplifică pedeapsa. Și uitați-vă, cu toate acestea, tot nu se pocăiau. Ce mai putea Dumnezeu să le facă în final? Dacă la mustrare nu ține, spune Biblia în Proverbe 29:1, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Dumnezeu și mustrările transmite una după alta numai și numai oamenii să se întoarcă, pedepsele le trimite și pe astea gradual numai oamenii să se pocăiască. Dumnezeu este încet la mânie. Și ceea ce se petrece acum pe glob, prin toate cataclismele care vin, toate aceste pedepse sunt doar niște faze preliminare în vederea judecății finale, când vor veni în mod plenar, într-un mod îngrozitor, plăjile din Apocalipsă. Dar Dumnezeu întâi trimite pedepse ușoare. Dumnezeu mustră pe oamenii, biciuie prin proroci, cum spune Scriptura. Dar dacă nu vor, nu mai are în final ce să le facă decât să îi pedepsească. Pentru că ne întoarcem la cartea Amos, scrie aici în capitolul 8, versetul 2, el a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, un coș cu poame copte. Și Domnul mi-a zis, a venit sfârșitul poporului meu Israel, nu-l mai pot ierta.
se ajunge la un punct când nu mai revine Dumnezeu asupra deciziilor sale. Aceasta în cazul popoarelor sau a indivizilor. Continuăm din capitolul 9, versetul 2. Deja era Dumnezeu în urmările lor. 9:2. De-ar pătrunde chiar până în locuința morților și de acolo îi vă smulge mâna mea și va ridica Dumnezeu pe oamenii și la judecată de acolo. De s-ar sui chiar în cerul și de acolo îi voi pogorâ, cum este cazul demonilor care au fost dau jos. De s-ar sui chiar pe vârful Carmelului și acolo îi voi căuta și îi voi lua. De s-ar ascunde de privirile mele chiar în fundul mării și acolo voi porunci șarpelui să-i muște. De-ar merge la robie chiar înaintea vrăjmașilor lor și acolo voi porunci sabie să-i piardă. Voi pune astfel ochii pe ei să le fac rău și nu bine. Când Dumnezeu hotărăște să pedepsească pe cineva și nu mai este revocabilă hotărârea, când i-a venit sfârșitul, oriunde te afla, nu mai scapi. Să fii în cer, în mare, în mormânt sau în viață, Dumnezeu își trimite pedeapsa în asemenea situație. Ceea ce s-a întâmplat și nu doar în cazul Israel, și în cazul unui om. Citim aici ce a prorocit Amos despre Amasia, despre acest proroc, 7:16. Acum ascultă cuvântul Domnului tu care zici, nu proroci, pentru că a refuzat mustrarea. Mustrarea știu că nu este ceva bun și plăcut. Și nici prorocilor nu cred că le face plăcere să mustre, nici predicatorilor. Dar sunt situații, ajung vremuri când prorocii nu mai au ce să facă altceva decât să mustre. Ce mai putea să facă Amos aici? Ce să le spună? A venit și i-a mustrat, dar Amasia a spus, nu prorocii împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Israel. Mustrarea pare o vorbire împotrivă, într-adevăr este împotrivă, dar face bine. Din pricina aceasta, pentru că refuz mustrarea, vine pedeapsa, faza următoare. Iată ce zice Domnul. Și auziți ce pedeapsă vin uneori peste cei din slujbă care nu acceptă mustrarea și lasă situația în popor așa cum este. Nevastă ta va curvi în cetate, fiii tăi și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frânghe de măsurat, tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de țara lui. A venit pedeapsa și peste el și peste națiune. Fiecare și-a primit după vinovăția lui. Vreau acum să vedem de ce i-a mustrat, de ce a recurs Dumnezeu la asemenea pedepse. Și va recurge și pentru popoarele de acum, și pentru biserică, dacă nu ne suntem pocăiți. Care era starea poporului atunci? Pentru că nu vreau să privim pe Amos doar studiind ca un proroc din Biblie și studiind ceva ca o lecție de istorie. Când vom vedea aceste motive, prea mi se pare că se aseamănă situația lor de atunci cu cazul din biserica Laodicea. Și Laodicea o trăim noi astăzi. Că e și Filadelfia în paralel, că a fost înainte, e altă problemă. Dar hai să citim din Apocalipsa capitolul 3 și dacă nu seamănă ce scrie la Laodicea cu ce spune Amos, atunci să nu luăm pentru noi, să păstrăm pentru alții. Apocalipsa 3. Din la versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, așa erau ei și le cuceriseră țara înapoi, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc, așa am citit în Proverbe 6, îndemnul, sfatul, învățătură, mustrare, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbraci și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Să te îmbogățești, să te îmbraci cu ele, ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți uși ochii și să vezi. Eu mustru, după sfat vine mustrarea. Eu mustru și după mustrare reține ce vine și pedepsesc. Asta e ordinea lui Dumnezeu. Sfat, învățătură, mustrare, pedepsă. Și pedepsesc pe toți aceia care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, Doamne ajută-ne. Să ne întoarcem acum la Amos. Care era starea poporului în vremea aceea? Să ne uităm la motivele pentru care Dumnezeu a trimis un proroc luat de la oi, trimis într-o țară prosperă, cu niște preoți care funcționau și spuneau că e acolo un locaș sfânt al împărăției și se numea Betel,
să ne păzească Domnul să ajungem și noi un asemenea Betel. Scrie aici în Amos 3:9 că exista o neorânduială, 3:9. Strângeți-vă pe muntele Samariei, strigați de pe acoperișul palatilor și vedeți ce neorânduială este în mijlocul ei. Unde nu este ordine, se poate întâmpla orice. Când nu sunt puse la locurile la locul lor, când oamenii nu știu ce au de făcut, când fiecare face ce vrea, în neorânduială este mizerie în plan fizic și păcat în plan spiritual. Și tot legat de neorânduială, 6:1, de ce era neorânduială? Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Citim mai întâi. Vai de cei ce doresc ziua Domnului, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. 20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi întunecoasă și fără strălucire? Neorânduială, fără grijă, dar să vină ziua Domnului. Cam așa ceva este starea poporului acum. Să vină ziua Domnului, noi așteptăm pe Domnul. Vino, Doamne Iisuse, în neorânduială, fără grijă în Sion, o altă stare de păcata lor. Slujbele erau împreună cu păcatul, ceea ce spune Biblia în Isaia 1, sărbătoarea cu nelegiuirea. Citim din capitolul 4, de la versetul 4. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Prezență la biserică, dar păcate. Duceți-vă la Gilgal, alt loc de închinare, și păcătuiți și mai mult. Acolo era și mai și. Aduceți-vă jertfe în fiecare dimineață și zeciuielile la fiecare 3 zile. Faceți să fume jertfe de mulțumire, dar făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place. Să se laude cu ce fac, să păcătuiască și să nu fie slujba curată. Citim și 5:21. Eu urăsc, zice Domnul, disprețuiesc sărbătorile voastre, funcționau și nu pot să sufăr adunările de sărbătoare. Doamne, de ce? Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îmi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Nu se întâmplă așa ceva acum? Unde sunt prorocii aceștia ca Amos? Sunt. Dar dacă strigă să le acceptăm mustrarea, să le acceptăm vestirea pedepsei ca să nu vină, nu sunt acum în biserici la ora aceasta jertfe cu păcat, viței îngrășați, dar turtele sunt cu aluat și starea lor este așa cum este și sunt oameni la care Dumnezeu nici nu se uită la ei. De-aia să spun în final că nu-i cunoaște, că nu i-a văzut niciodată, nu s-a uitat la ei. Le urăște aceste sărbători. Și ei spuneau că totul este bine și spunea Amasia preotul. Dar cum îndrăznești să spui așa ceva? E un loc sfânt al împărăției, jignești biserica. A trimis să spună la împărat, cum îl lași aici să comploteze împotriva conducerii? Citim și din capitolul 8. De la versetul 11, aici este o urmare, eu nu spun neapărat când s-a întâmplat sau când se întâmplă, dar când slujbele se fac în mod păcătos, când oamenii nu sunt curați, spune aici, iată vin zile când voi trimite foamete, când oamenii nu mai vor cuvântul adevărat, când nelegiuirea este unită cu sărbătoarea, Dumnezeu se retrage și oamenii vor ajunge setioși, vor ajunge fără Dumnezeu. După cum, pentru că ei n-au primit pe proroci, a lăsat Domnul, între Vechiul și Noul Testament, vreo 400 de ani, a lăsat așa, fără nimic. I-a lăsat fără proroci și fără nimic și aici spune, este profețită, o sete fără cuvânt.
Și spune motivul versetul 14. Ei care jură acum pe păcatul Samarie și zic pe Dumnezeul tău cel vin Dane. Ce Dumnezeu viu la Dane? Ăla de la viței? Și pe drumul tău Becebei vor cădea și nu se vor mai scula. Una din pedepsele care vine peste poporul care unește slujba de la biserică cu păcatul va fi că Dumnezeu se retrage. Dumnezeu se retrage și vor duce lipsă de un cuvânt adevărat și de proroci adevărați. Căci Dumnezeu nu insistă la nesfârșit, dar vor vedea ei cum este sau noi când se retrage Dumnezeu. Și când te lasă gol și te lasă numai cu oamenii tăi și vin pedepsele. Și atunci strigau la Domnul și Dumnezeu spunea, nu, acum duceți-vă la Dumnezeii voștri cărora le-a slujit, acum duceți-vă să vă scape, hai. Cum a ajuns Saul când a rămas fără Dumnezeu? Când i-a vorbit Dumnezeu prin Samuel, prin David, nu, n-a ținut cont de asta. S-a împotrivit mustrării, s-a împotrivit primelor pedepse și în final a ajuns fără nimic. Nu i-a mai vorbit Dumnezeu sub nicio formă. Dumnezeu se retrage și pe noi ne-a învățat de la un timp să nu mai dai mărgăritar la câini sau la porci. O altă stare de păcat a lor, nedreptatea, spune în capitolul 5, versetul 11, de aceea pentru că pe sărac îl călcați în picioare, cine n-avea putere era pe nicăieri și luați daruri de grâu de la el. Măcar că a zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui, măcar că a zidit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor, nedreptate. Când cei mari asupreau pe cei mici. Versetul 12, căci eu știu că nelegiurile voastre sunt multe și păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită, călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor și citim și din 4:1 că și femeile ajunseseră la asemenea stare de nedreptate. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, cum sunt numite fiicele Ierusalimului sau femeile din Israel. Voi care asupriți pe cel sărman, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Ce birjare ajunseseră și femeile atunci. Este una din stările de străcăciune a omenirii când și femeile ajung în postura bărbaților. Beau și ele, fumează și ele, au și ele autoritate ca bărbații, nedreptate. Cum mai putea Dumnezeu să suporte asemenea stare? Citim și în capitolul 8, de la versetul 4. Ascultați lucrul acesta voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Auziți care erau gândurile lor, versetul 5. Voi care ziceți, când va trece luna nouă să vindem grâu și sabatul ca să deschidem grânarele, să mișorăm efa, să mărim siclu, să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe un sărac pe pereche de încălțăminte. Atât mai valora un sărac la ei, o pereche de păpuci. Și vom vinde codină în loc de grâu. Dar spune versetul următor, Domnul a jurat pe slava lui Iacov, niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Deja se pronunțase sentința. O altă stare de păcat, capitolul 6, versetul 8, mândria lor. Ceea ce spunea la Laodicea, pentru că zici, m-am îmbogățit, nu lipsă de nimic, 6:8. Domnul Dumnezeu a jurat pe sine însuși și Domnul Dumnezeu oștirilor a zis, mi-e scârbă de mândria lui Iacov. Nu credeți că și în biserici la ora asta este mândrie? Nedreptate nu este și ea printre frați? Nu spune Pavel în Noul Testament, în 1 Corinteni 6, că unii îndreptățesc și chiar pe frați? Mândria lui Iacov și urăsc palatele. Palate am făcut, dar și mândrie este în ele. Dumnezeu urăște palatele cu mândrie. Și de aia la fiecare mesaj de pedeapsă a fost, dă foc în palatele lor. Și urăsc palatele, de aceea vă voi da în mâna vrășmașului cetatea și tot ce este în ea. Și dacă vor rămâne 10 oameni într-o casă, vor muri și ei. Tot aici din capitolul 6, îmbuibarea, 6:4. Ei se culcă în patul de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Și versetul 6, beau vin cu pahare lungi, largi, se ung cu cel mai bun un de lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif.
Iată ce ajunsese poporul lui Dumnezeu. Cum mai putea Dumnezeu să stea nepăsător la așa ceva? Dar nu se vedea păcatul lor? De ce nu l-au primit pe Amos? De ce oare nu s-au pocăit? Și totuși, măcar că e plină cartea lui Amos, de mustrări și de pedepse, și parcă starea mergea din rău mai rău, să știți că Dumnezeu n-a pierdut situația sub control. Și se încheie cartea lui Amos atât de frumos, cu vestirea mântuirii. Parcă tot planul de mântuire e redat aici, în capitolul 9, începând cu versetul 10. Toți păcătoșii poporul meu vor muri. Cei care zic, nu ne va ajunge norocirea și nu va veni peste noi. Deci, cei care nu se pocăiesc, pentru ei e pierzare. N-are Dumnezeu ce le face. Îi mustră și în final îi pedepsește. Dar ceilalți, în vremea aceea, în timp ce unii nu se pocăiesc, în vremea aceea, vor ridica din căderea lui cortul lui David, îi vor trece spărturile, îi vor ridica dărâmăturile. Și este prezentată aici mântuirea lui Israel și chiar a neamurilor. Pentru că spune versetul 12, ca să stăpânească rămășița ei Domnului și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu, zice Domnul care va împlini aceste lucruri. Vrem să spunem că în pofida stricăciunii care se manifestă în Israel atunci, în biserici acum, Dumnezeu își va duce planul de mântuire la final. Cine este sincer se pocăiește, câți rămân? Ca la potop dacă nu. Poate și din punct de vedere al numărului se aseamănă vremea cu cea de la potop. Dar cu câți vor fi, Dumnezeu își duce planul la mântuire și cu Israel cât a fost de răzvrătit. Își împlinește planul când vrea cu ei și cu neamurile iară. Dar cu cine nu vrea, nu? Biblia spune în Noul Testament, unii au zădărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu, dar pentru alții? Pentru ei. Fiecare își decide și semnează chemarea lui la mântuire singur. Și se încheie versetul 15 cu o făgăduință veșnică. Îi voi sedi în țara lor și nu vor mai fi smuși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău. Cei care vor fi mântuiți, care vom fi mântuiți, vom fi mântuiți pentru veșnicie și vom scăpa de rău și de păcate și Domnul să aducă acele vremuri. Amin. Haideți să ne uităm puțin și la Obadia și apoi să încheiem cu câteva gânduri pentru amândoi. Întoarcem doar pagina. Un proroc mic, anonim, dar prin care vorbește Domnul. Să știți, în Biblie, așa cum este și în Biblie, sunt proroși mari, care folosește Dumnezeu pentru mai multe lucrări. Dar sunt alți proroci care poate au un mesaj din când în când. Poate un mesaj mai mărunt, dar dacă este de la Domnul, se împlinește. Aici a avut un mesaj pentru Esau și Iacov. Ceea însă ce se vede foarte clar este că duhul acestui proroc este exact cu duhul oricăruia dintre proroci. Spune Biblia Noul Testament prin Petru, în capitolul 1, versetul 11. E vorba de proroci. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejur avea Duhul lui Hristos care era în ei. Și în Obadia, ca în Amos, și în Ilie, și în oricare altul, a fost Duhul lui Hristos. Și ei toți proroceau la fel, spune Biblia, în Fapte 10 cu 43, în predica apostolului Petru, în casa lui Corneliu, toți prorocii mărturisesc despre el. Și încă la fel. Trebuie să existe între proroci o legătură. Dacă un proroc spune într-un fel și altul într-altul, cum poate să fie Duhul lui Hristos în amândoi? Dacă aceștia împrășteați în timp, unul acum, unul peste 100 de ani, unul în țara lui Iuda, într-o țara lui Israel, toți vorbeau la fel. Pentru că era același Duh în ei. Toți erau călăuziți de același Duh. Știți când a fost vorba de răpirea lui Ilie la cer? Fiecare știa. Deci că toți erau cuplați. Știu și eu, dar tăceți. Toți sub aceeași călăuzire. Indiferent de unde este. La fel trebuie să spună. Tema acestui proroc, Obadia, este sintetizată în versetul 15, unde scrie că ziua Domnului este aproape. Pentru toate neamurile. La toți oamenii le vine vremea și încă curând
La toate popoarele le vine finalul. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Dumnezeu va judeca tot pământul. Și vremea e aproape. Auziți ce le impută Dumnezeu la acești edomiți. De la versetul 11 citim. Căci în ziua când stăteai în fața lui, adică lui Iacov, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorți asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei. Și apare aici în continuare de la versetul 12, de 8 ori expresia nu trebuia. Nu trebuia. Rețineți. Nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău. În ziua nenorocirii lui. Un păcat. Să nu te uiți mulțumit când este nenorocit altul. Asta nu trebuia. Apoi. Nu trebuia să te bucuri în ziua pierilor. Nu trebuia, mai departe, nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Vedeți cum încep mai întâi dinăuntru, de la gândire, au trecut la vorbire, versetul 13. Nu trebuia să intri pe porțile poporului meu, nu trebuia să te duci, să intri deja în acțiune, în ziua nenorocirii. Și acolo ducându-te, nu trebuia să te bucuri de nenorocirea în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce se scăpaseră de el în ziua nenorocirii lui. Că ziua Domnului este aproape. Haideți să ne uităm în viețile oamenilor și de ce nu și intră noastre. Să nu faci ce nu trebuie, că de așa au venit pedeapsa peste ei. Nu trebuia să fac asta. Nu trebuia. Să nu facem ceea ce suntem împinși de diavolul să facem, nici înăuntru nostru, nici în afară, ceea ce nu trebuie, nu trebuie făcut, că spune versetul 16, căci după cum ați băut paharul mâniei, voi cei de pe muntele meu cel sfânt, adică poporul lui Dumnezeu, tot așa, toate neamurile îl vorbea necurmat, vorbea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată, dar mântuirea va fi pe muntele Sionului. Dumnezeu se judecă și în Amos și în Obadia cu toate popoarele. Pentru că nu trebuia să facă așa ceva. Și Dumnezeu le transmite prorocii și la popoarele străine. Într-un fel sau altul, Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Dar la Israel are mărturie din plin. De aia pe noi ne și pedepsește mai tare ca pe ceilalți. Ne-a spus Domnul, vai de tine, Horazine, Betsaida, pentru că dacă se făcea la alții, ce s-a făcut aici, se pocăiau de mult. În poporul lui Dumnezeu, în biserică, Dumnezeu a investit mult, multă lucrare, măcar în final oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Uitați-vă cum încheie și Obadia cartea sa. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului, ca să judece muntele lui Esau, dar împărăția va fi a Domnului. Amândoi proroci încheie la fel. Peste toate păcătoșenia lui Israel și a neamurilor vine pedeapsa lui Dumnezeu. Însă în final împărăția va rămâne a lui Dumnezeu. Oamenii fac ce vor, umplu cupa nelejuirii, păcătuiesc, cum vor ei. Dumnezeu le transmite, nu faceți așa. Dar în final va judeca și apoi va rămâne împărăția în mâinile lui. Să încheiem cu două gânduri referitor la acești doi proroci. Amândoi au fost doi proroci mici, anonimi, luați de jos și puși să prorocească la împărați, la mari preoți și la națiuni întregi. Au fost ridicați de Domnul de jos și puși să prorocească mai pentru cei de sus. Citim în 2 cu 4 că acesta era motivele. Pentru 3 nelegiuri ale Iuda, pentru 4 nu schimb hotărârea, pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui. Și versetul 7, pentru că au pângărit numele meu. Acesta e motivul central pentru care Dumnezeu i-a ridicat pe acești proroci. Legea nu era păzită și numele Domnului era pângărit. Și când Dumnezeu n-a mai putut să se folosească de cei care sunt puși în slujbă, a ridicat alții și s-a folosit Domnul și spunea, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Și uneori ridică pe cei mici să strige împotriva celor mari, ceea ce nu prea le vine celor mari să accepte.
n-au fost prețuiți. Știți ce spune Domnul în Matei capitolul 5? Fiind vorba de fericiri, ne apropiem de asemenea vremuri. De acum încolo, și a fost de-a lungul istoriei, dar de acum și mai și, cine vorbește adevărul nu este prețuit. 5 cu 11 și 12. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veselite pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. I-a plătit, credeți, cineva drumul la Amos? I-a recompensat cineva, s-a purtat cineva frumos cu prorocii ăștia doi? Ce viață au avut ăștia? Pentru că tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dar au zis ce făceau cu cei mincinoși. Luca capitolul 6. 6 cu 26. Vai de voi, când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Învățătorii mincinoși și prorocii mincinoși atunci sunt buni dacă îți descoperă așa ceva, ceva din viața ta, să spună că va fi bine, să prece așa frumos, numai așa tangențial, să te mânghi, să fie totul în regulă. Dar dacă spun păcatul, dar Amos o dovedit cum erau, nu le-a dovedit cât erau destrăcați, nu, de n-au vrut să accepte. Pleacă de aici. L-au prigonit. A scăpat ăsta teafăr. Pe alții au omorât, spune Biblia. De la Abel la Zaharia sunt numai proroci și oamenii al Dumnezeu morți pentru că au strigat împotriva păcatului. Cum a murit Ioan Botezătorul? N-a fost Ioan Botezătorul un om luat undeva de jos, măcar că a fost fiul de preot, ridicat deasupra tuturor ca cel mai mare dintre femei? De ce l-a omorât Irod? Pentru că l-a mustrat. De ce l-a omorât pe Domnul Iisus? Pentru că i-a mustrat pe farisei. Dar nu era aceasta starea lor? Dacă îi lăuda Iisus, păi ce fericiți erau ei, aveau de acum pe unul cu ei în Sinedriu, sigur îl băgau în Sinedriu pe Iisus. Fără discuție. Numai să mai fi făcut semnele și minunile care le făcea. Și să, păi ar fi făcut ei ceva. Probabil și încercau să se elibereze sub dominația romană și multe altele. Și ultim gând, vedeți în Vechiul Testament, există două părți. Legea și prorocii. Sunt și psalmii cu partea lor. Dar aceste două distincte, legea și prorocii. Legea vine și spune ce să faci, prorocii vin și spun dacă n-ai făcut în partea cealaltă. Noul Testament iarăși două, temelia apostolilor și prorocilor. Învățătura apostolilor este în locul legii și prorocii rămân pe rolul prorocilor. Asta făceau prorocii în Noul Testament. S-a dat hotărâre la Ierusalim în Fapte 15, Iuda și Sila, care erau proroci, mergeau și spuneau să țină de hotărâre. Și proroceau ca atare. Se vrea în Noul Testament niște proroci fără mustrare. Dar învățătorii pot să mustre? Știm, scrie Noul Testament în mai multe locuri. Prorocii după Noul Testament nu au voie să mustre. Dar ce să facă când e păcat? Ce să spună când e păcat? Ce să povestească? Dacă predicatorul trebuie să mustre. Și asta e baza Noului Testament a bisericii. Prorocul ce să facă? N-are de făcut decât același lucru. Ei, nu toți oamenii sunt de mustrare. Biblia spune, îmbărbătați pe cei care trebuie îmbărbătați. Plângeți cu cei ce plâng. Cine știe numai să mustre, nu este în regulă. Să știi și să mângâi, și să mustri, și să alini. Dar în vremea noastră, operația cea mai multă de care este nevoie este potrivit cu păcatul care este. Să ne dea Domnul Harul să fim oameni pocăiți. Ca să nu le fie atât de greu prorocilor. Mai degrabă să contribuie la altceva. Să dea doar lumină și să ajute la orânduirea lucrărilor în casa Domnului. Dar dacă este o vreme critică ca și atunci, dacă trăim o vreme de la Laodicea, atunci este nevoie ca Domnul să ridice proroci ca Amos. Fie că ia de la oi, fie că ia de unde ar lua, dar Domnul să-i ridice. Proroci care să vorbească în numele Domnului, nu la gândul doar să fie vorbit, la gândul că la mustrarea lor ne vom pocăi.
la gândul că atunci când ne vestești pedepsile Domnului, ne vine mintea la cap. Și când Domnul începe să ne pedepsească așa treptat, gradual, nu mai așteptăm alte pedepse. N-au fost mesaje prin proroci în ultima vreme că Domnul unii cămine va lăsa foc. Dar de ce? Vrem să încălzească cuptorul de 7 ori mai tare? Ei, din mâna Nebucadnețar scăpăm, dar din mâna Domnului cine ne scapă? Domnul încălzește și mai tare. Nu te pocăiești cu una, îți dă mai plin. Nu te pocăiești nici atunci, și mai. Și în final, pedeapsa finală. Asta face Dumnezeu cu noi, dar face și cu poporile din afară. Tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Prorocii prorocesc, se împlinește, Dumnezeu ia act de ce fac popoarele și le dăruie ca atare pe măsură. Totul în lumea asta e sub controlul lui Dumnezeu, nimic nu-i scăpat. Și în final nu se întâmplă ceva decât cu ce s-a încheiat cartea lui Amos, cu planul de mântuire. Judecata și împărăția lui Dumnezeu veșnică. Obadia s-a încheiat la fel, împărăția va fi a Domnului. După ce Dumnezeu se judecă cu toate popoarele, dar numai la momentul potrivit. Dumnezeu așteaptă, are răbdare, își transmite mesajele, totul e regizat la Dumnezeu și înregistrat. Totul se petrece cu exactitate extraordinară. Nimic nu-i haos, nimic nu-i întâmplare. De la-mi vedea pe Dumnezeu cum acționează prin Duhul Sfânt și prin proroci. Și cum totul e calculat și ordonat. Nimic nu ne-ar lovi prin surprindere. Dumnezeu totul are înregistrat și spune ce vine și ce urmează. Să nu fim la vederea lucrurilor care vin în lumea aceasta cu teamă. Noi să ne rugăm, am amintit că Amos, am mijlocit, Doamne, nu una ca asta. Și a spus Dumnezeu, bine, uite, nu fac una ca asta. Dar în final scrie acolo că a pus Domnul o cumpănă pe zid și a spus, Amos, te ascult, dar pun cumpănă în final, n-am cum. Pun cumpănă și cine este bun de o parte, cine nu, de partea cealaltă. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Și pe proroci, și pe noi, și Domnul să se îndure de toți câtă vreme se poate. Câtă vreme este încă ziua mântuirii și în final Domnul să-și aducă împărăția sa, când vom scăpa de Satan și vom fi cu toții pentru veci cu Domnul. Amin.